Salutare! După 10 ani de lucru în domeniul mobilei, a venit vremea să dau și niște informații înapoi. Văd pe toate grupurile de Facebook pe care sunt înscris că la un moment dat cineva cere câte o ofertă de mobilă. Hei, salut! Cunoașteți pe cineva care face mobilă? Și cumva apare așa o listă de nume fără să se dea mai multe detalii. La un moment dat, după vreo 20 și ceva de răspunsuri, vine câte unul deștept. Lucrează cu ăsta pentru că lucrează în MDF. Și atunci, brusc, dacă lucrează în MDF, ăla este super meseriaș în mobilă. Și atunci m-am gândit, băi fraților, ok, hai să vedem în primul rând ce și cum e cu materialele și de ce dacă lucrezi în MDF nu ești neapărat cel mai mare expert de pe piață. Așa că, în acest episod, mi-am propus să vă arăt care este diferența dintre pal și MDF, ca să știți cum le identificați pe fiecare, să vedeți când folosiți palul și când folosiți MDF-ul, și mai important de atât de ce să folosești pal și nu MDF, și viceversa. Aici avem o bucată de pal, după cum vedeți. Plăci aglomerate din lemn. Ce înseamnă plăci aglomerate? Înseamnă că aici avem o măcinătură de lemn. Care a fost îmbibată cu un adeziv și presată. Deasupra ei avem o culoare. Care culoare asta este o folie? Nu stiu dacă se vede foarte bine aici, dar totul este o folie. Și folia asta se numește melamină, de aia se zice pal melaminat. În general, palul este de 18 mm grosime în România, dar trebuie știut că uh, această grosime variază în funcție de țară. În Germania se folosește de 19 mm, pe când mobilierul făcut în serie de uh, mobiliști gen Casa Rusu sau uh, Lemet va avea doar 16 mm. E clar de ce. Din cauza costurilor. Vrem să fim cât mai ieftini. Un pal de calitate va avea aici o suprafață un pic, un pic mai bine presată, primii 2 mm și de asemenea jos. Palul vine la bucăți de 2 ,800 m pe 2 ,070 m 070, 2070 de mm și din acest motiv unii mobiliști îți vor refuza anumite lucrări în care tu ceri o anumită poliță pe o anumită culoare. Pentru că nu poți să-ți cupleze polița ta cu alte lucrări pe care le au, și dacă ți-ar factura întreaga coală de pal, căci depozitul îi va vinde lui doar o coală întreagă ție nu-ți va conveni prețul. Dacă va avea un rest din acest material, atunci cu atât mai bine. Ce să vă mai zic despre pal și despre melamină? Păi, în primul și în primul rând sunt vreo câteva sute de modele de melamină. Aici avem alb, este cel mai folosit. Dar în același timp trebuie să știți că există nuanțe de pal care merg spre lemn, care merg în culori unii, care au fibră, sunt ieșite în relief sau sunt foarte fine și Cam asta este cu palul. Bun. Ei bine, de la o vreme încoace, a început să fie foarte popular MDF-ul, Medium Density Fiberboard. Asemănarea este că este făcut tot din așchi, dacă vă vine sau nu să credeți, dar sunt niște așchi mult mai fine și sunt niște așchi care uh, sunt presate mult mai compact. Materialul este mai greu și, în general, capacitatea lui de a menține un șurub băgat o singură dată este mai bună decât cea a palului, pentru că șurubul în pal va nimeri și aceste bucățele de aer, pe când aici nu are ce să nimerească ca și goluri. Și atunci dacă asemănarea este că este tot un material din lemn și că amândouă pot să vină la placă, haideți să vorbim un pic și despre deosebiri. MDF-ul poate să vină și sub o formă preformată. În general, când vedeți asemenea fronturi, ele au fost făcute din MDF. Pentru că dacă vii cu o freză, cu un capăt de burghiu în limbaj popular și începi să sculptezi aici, doar din MDF poți să faci lucrul acesta. Apoi, MDF-ul îl vopsești sau îl înfoliezi. În general, în ziua de astăzi se folosește MDF-ul vopsit. Și de ce? Pentru că poți să-i pui absolut orice culoare din paletarul RAL, adică un, aproape un infinit de culori. În plus de asta, nu mai ai. Canturi, adică marginea. Atunci când folosești pal sau MDF, trebuie să-i protejezi cumva marginile. Pentru că marginile sunt locul pe unde îți intră umiditatea în material. Și e o preconcepție din asta că dacă ești în bucătărie, trebuie să faci mobilierul din MDF și la fel și în baie, pe când tot ce este dormitor poți să vii cu pal. Da, corect, până la un punct. Pentru că dacă vrei așa ceva în dormitor, nu poți face din pal. Dacă vrei așa ceva în baie, nu e obligatoriu să faci tot corpul de baie din așa ceva. Pentru că tu poți să mergi pe uh, polițe, pe uh, carcasele care nu sunt neapărat expuse unui mediu umed cu așa ceva, cu palul, pentru că marele avantaj al palului este că este mai ușor de găsit și este mai ieftin. Și atunci vei folosi pal acolo unde nu trebuie neapărat să te protejezi de umiditate și acolo unde poți să faci o economie, cum sunt carcasele corpurilor sau polițele. Dacă vorbim despre MDF, un mod simplu de a-l recunoaște este că atunci când vedeți frezare și atunci când vedeți tipul acesta de cant, de margine, e clar că lucrăm pe MDF. Ca să complicăm un pic lucrurile, în ziua de astăzi când se vând plăci de MDF chiar și așa, atunci e clar că trebuie să venim cu un cant și pe ăsta. De sus, doar dacă ești un profesionist poți să-ți dai seama. În general, MDF-ul are o structură mai fină, dar atenție, nu tot ce este lucios este MDF. Este și preconcepția asta, a lucește e MDF. Nu, există și pal lucios, la fel cum există și MDF mat. Însă, atunci când vorbim de culori unii, asta va fi așa, un, va avea un efect de coajă de portocală, pe când asta va fi un pic mai, mai fină. Care e mai bun? Păi ăsta în general e mai bun, MDF-ul e mai bun. De ce? Pentru că e mai compact și pentru că poți să lucrezi mai bine în el, are o rezistență mai bună. Totuși este mai scump și atunci nu-ți vei permite să-l folosești chiar în absolut toate locurile. Vă ziceam mai devreme și de canturi, adică de marginile acestea pe care le folosiți ca să protejați materialul. Mai există o preconcepție din asta foarte ciudată, cum că doar cine folosește cant din acesta gros este profesionist adevărat. Cant ABS. ABS e un fel de plastic. Canturile astea se vând la rolă și se lipesc cu o mașină specială care rade un pic din laterală și apoi aplică acest cant cu un adeziv special și îl presează. Dar acesta este tot cant ABS, pentru că acest cant ABS vine în două grosimi diferite, de 2 mm și de 0,4. 0,4 mm este tot cant ABS și atenție a nu se confunda cu cantul acesta care se lipește cu călcătorul. Asta îl veți descoperi că are, acest, că are această structură de fagure, are această pânză lipită pe spatele lui, o pânză încleiată, o pânză îmbibată cu un adeziv care se activează la căldură. De aia se lipește cu călcătorul. Dar nu confundați acest cant cu cantul ABS de 0,4 mm. Păi bine, bine. Ai zis că MDF-ul e mai bun pentru că e mai compact și pentru că îl poți vopsi și pentru că poți să-i faci acele frezări în el și pentru că are canturile care pot fi deja vopsite și nu mai ai um, cant ABS, acea folie pe care să o lipești pe margine. De multe ori, oricât de perfectă ar fi mașina de pus ABS, la un moment dat, aburul și umiditatea totuși va găsi un loc prin care să intre între ABS și material, între cant și material. Și exact acolo se va au inflat, bineînțeles. Bine, vorbim de ani de zile, adică nu vorbim de faptul că am avut abur în bucătărie și în două ore mi s-a umflat mobila. Nu, nu despre asta e vorba. Vorbim de o acțiune în ani întregi și vorbim de uh, niște materiale care sunt supuse acestor factori, cum e aburul, timp de multe, multe, multe ore. Zile întregi, luni la rândul. Și atunci, pe care îl folosim? Păi, pe care îi ai banii? E foarte simplu. fă structura din pal pentru că nu are rost să dai banii pe MDF. Dacă ești într-un mediu umed, dacă ești într-o baie micuță în care știi că faci foarte multe dușuri fierbinți, în care umezești absolut tot cu aburi, atunci da, atunci poți să mergi și pe o carcasă din MDF, dar trebuie să știi că acest lucru te va costa. Pentru că MDF-ul costă mai mult. E obligatoriu să-ți pui MDF pe fronturi? Nu. Nici măcar în bucătărie. Dacă ai o mașină de pus cant ok setată și dacă ești conștient că acea mobilă nu te va ține la fel de mult ca în niște fronturi din MDF, atunci este absolut ok să faci mobilă complet din pal. O mobilă complet din pal bine făcută va ține mult mai mult decât o mobilă cu fronturi din MDF prost făcute. Cei drept, fronturile din MDF în general sunt comandate directe către producătorii de mobilă de la furnizori. Mobilistul îi va spune furnizorului de fronturi că are nevoie de un front de lățime de 60 pe înălțime de 72 și aia e. Lui a venit frontul gata făcut, mai departe a pus balamalele sau a pus sertarul pe front și gata. Pe când la pal, de multe ori îl execută singur. Și exact acolo pot să apară problemele pentru că mașinile de pus cant nu funcționează întotdeauna perfect. Dar, cum vă ziceam, un front de pal corect executat s-ar putea să țină mult mai mult decât un front din MDF prost făcut. Și atunci de ce se folosește MDF? Păi vei folosi MDF dacă vrei frezări, dacă vrei acele sculpturi, poate chiar și marginea să aibă o anumită formă. Nu vorbim neapărat de versace sau mai știu eu ce alte sculpturi, nu vă gândiți la tâmpenii. De ce ai mai folosi MDF? Păi, în general pentru că rezistă un pic mai bine la aburi. Deci, dacă ești, cum vă ziceam mai devreme, într-o baie cu mediu umed foarte, foarte puternic, vei dori să cam folosești MDF. La fel și într-o bucătărie în care ai fronturi care sunt aproape de plita ta. Cam da, vei dori să ai MDF din nou pentru că MDF-ul este mai rezistent la aburi și pentru că are acele margini care sunt vopsite într-o singură bucată cu frontul. Este cumva o garanție că nu ți intră apa acolo. Vei mai folosi MDF-ul dacă vrei o anumită culoare specială pe care nu o găsești în paletarul de. Pal, adică palul îți vine într-o anumită cantitate, adică palul îți vine doar după acele culori, îți vine doar din paletar. Deci nu poți să vrei să îți faci culoarea mașinii tale din stradă, de exemplu, că îți place maxim turcoaz. În schimb, pe MDF vei putea să faci lucrul ăsta pentru că îl poți vopsi. Acum, și palul, ca să, ca să fiu complet neclar, și palul poți vopsi dar nu vei avea aceleași rezultate pentru că va fi o coajă de portocală, un efect de coajă de portocală mult mai puternic și va fi în final un rezultat pe care nu știu dacă îl vei aprecia. Canturile s-ar putea să ți crapă, ele pot fi chituite și vopsite, dar în general, palul fiind mai poros, va absoarbe mai mult umiditatea din materialele folosite și acestea vor avea tendința de a crăpa în timp. Și da, cumva scopul videoului este să-ți facă ție lumină. Este să-ți dai seama că nu tot ce e lucios este MDF și că nu toți cei care lucrează în MDF sunt automat super, mega profi. Este să te deștepte pe tine și să nu mai crezi din start tot ce, tot ce ți se zice. Adică, noi îți facem și carcasa din MDF și tu nu o poți verifica. Ba, o poți verifica dacă acea carcasă este din MDF, dacă vezi care efect de coajă de portocală și dacă mai vezi și un cant, tocmai ai văzut care e diferența dintre MDF și pal. Merită să-ți faci carcase din MDF? Păi dacă te dau banii afară din casă, why not? Dar noi pământenii vom prefera să facem carcasele din PAL și doar fronturile din MDF. Bun, foarte multe explicații s-ar putea să fie un pic alambicate, de aceea ți aștept comentariile tale și foarte multele întrebări pe care le ai aici jos în comentarii și îți răspund cu mare plăcere. Dar repet, nu mai credeți de bun tot ce vi se zice. Ăla lucrează în MDF, deci ăla este cel mai bun mobilist. Până data viitoare și până la următorul episod despre mobilă și materiale de mobilă, vă doresc alegeri înțelepte.